Bună ziua, oameni buni! Vă prezint icoana cu foița aurie a Maicii Domnului din Nazaret. Icoana are pe suportul din lemn un strat metalic de foiță aurie și are dimensiunea de 10 x 15 cm. Icoana surprinde momentul în care Fecioara Maria, în smerenie desăvârșită, primește vestea cea bună de la Îngerul Domnului. Orașul Nazaret din Țara Sfântă este situat în districtul de nord, în munții Nazaretului, fiind cel mai popular oraș arab din Israel, cu circa 80.000 de locuitori, din care o treime sunt creștini catolici, iar restul sunt musulmani. Nazaretul este un important centru de pelerinaj creștin, pentru că este orașul copilăriei lui Iisus Hristos. Conform Noului Testament, Nazaretul era locul unde se afla casa Mariei, mama lui Iisus și a soțului ei, Iosif. În această casă s-a întâmplat momentul vestirii miracolului sarcinii Mariei de către Arhanghelul Gabriel și tot acesta e locul unde a crescut Iisus Hristos din pruncie și până la începutul misiunii sale. Influența catolică a venit odată cu cucerirea Palestinei de către cruciați, Nazaretul devenind astfel capitală de dioceză catolică, și astfel s-au zidit multe biserici și mănăstiri și s-au înființat numeroase instituții de învățământ și sanitare. Din cauza însemnătății orașului pentru credincioșii creștini, orașul a devenit un obiectiv popular de pelerinaj. Astăzi, în Nazaret, există 18 biserici ale Bunei Vestiri, aparținând la diferite confesiuni și comunități. Marea Bazilică Catolică a Bunei Vestiri, construită în secolul al XX-lea, se află deasupra locului unde a existat Casa Mariei și incorporează și izvorul de lângă Casa Mariei. În tradiția creștină, evenimentul prin care Arhanghelul Gabriel a anunțat-o pe Maria despre intenția lui Dumnezeu de a o face născătoarea lui Iisus Hristos este cunoscut ca Buna Vestire. În Evanghelia lui Luca stă scris: Iată, în a șasea lună a fost trimis îngerul Gavril de la Dumnezeu într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, către o fecioară logodită cu un bărbat care se cheamă Iosif, din casa lui David, iar numele fecioarei era Maria. Și intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta în sine: Ce fel de închinăciune poate fi aceasta? Și îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har de la Dumnezeu. Și iată, vei lua în pântece și vei naște fiu și vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare și fiul celui prea înalt se va chema și Domnul Dumnezeu îi va da lui tronul lui David, părintele său, și va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Și a zis Maria către înger: Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu știu de bărbat? Și răspunzând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. Pentru aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Și iată, Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea fiul la bătrânețea ei și aceasta este a șasea lună pentru ea, cea numită stearpă, că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Și a zis Maria: Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și îngerul a plecat de la ea. Icoana Maicii Domnului din Nazaret este o icoană foarte importantă pentru comunitatea creștinilor din Palestina și reprezintă smerenia desăvârșită și încrederea totală a Sfintei Fecioare Maria în Dumnezeu Tatăl în momentul aflării veștii. După cum a spus și ea, fie mie după cuvântul tău. Dacă doriți o icoană cu Maica Domnului din Nazaret, puteți comanda din descriere. Aveți linkul acolo. Vă mulțumesc și vă doresc o zi binecuvântată.